Pacienții peste 40 de ani vor fi mai stimulați să-și efectueze investigații preventive pentru a depista mai repede eventualele probleme de sănătate la care sunt predispuși. În acest sens, noul contract cadru care a intrat în vigoare pe 1 iulie prevede că investigațiile recomandate de medicul de familie pot fi efectuate de furnizori aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract. S-a dezvoltat puțin pachetul de servicii preventive. Pacienții peste 40 de ani beneficiau și conform vechii legislații de servicii profilactice. Deci reglementarea exista. Noutatea pe care o aduce acest contract cadru este că tot ce necesită ca și recomandare de investigații paraclinice pentru evaluarea și monitorizarea eventualelor riscuri de îmbolnăvire se poate realiza de către laboratoarele în contract cu casa de asigurări peste valoarea de contract. Conducerea CSM Maramureș și-a precizat că pentru pacient practic nu se schimbă nimic, deoarece aceste investigații preventive au fost prevăzute și înainte, însă laboratoarele vor fi stimulate să se axeze mai mult și pe acest tip de analize medicale. Există bilete de trimitere speciale pentru prevenție, doar de data aceasta pentru a motiva puțin adresabilitatea și pentru a depista într-o fază incipientă orice risc posibil de îmbolnăvire și a încuraja laboratoarele să fie deschise la a efectua aceste investigații de prevenție pentru această grupă de peste 40 de ani, unde clar riscul de îmbolnăvire este mai mare decât până în 40 de ani, s-a creat acest mecanism de a realiza peste valoarea de contract. Consultațiile de prevenție acordate implică evaluarea stilului de viață al pacientului, evaluarea riscului cardiovascular cu ajutorul unor diagrame specifice și a factorilor de risc, precum valoarea tensiunii arteriale, colesterolul, glicemia. Totodată, consultațiile pot evalua riscul oncologic, riscurile privind sănătatea mentală sau cele legate de sănătatea reproducerii.